Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.
și te-o-i lua în casa mea. Și acolo te-o-n bucura și împreună vom cânta. Și acolo te-o-n bucura și împreună vom cânta. Despre răbdare și știu care-i rânduiala,
Însă când s-o scriu la tablă, nu mai iese socoteala. Matematica scripturii nu e grea, nici complicată, oprind repede cu capul, dar se cere practicată. Când citesc ce scrie în carte, suferința cea mai mare nu e demnă de a fi pusă lângă slava viitoare. Înțeleg bine ce scrie, însă nu știu cum se face. Când durerea mă lovește, tot oftez și tot îmi place. O materie frumoasă, dar și grea, afară, e nădejdea ce deschide ochii înspre o altă țară. Mintea mi se luminează, inima se curățește când citesc ce strălucire pentru noi se pregătește. Dar sunt și zile când în clasă nu înțeleg ce rost au toate. Lecțiile sunt prea grele, stările prea complicate. Năucit mă uit în carte și atunci vine autorul, cel ce a scris-o îmi explică, mă ajută profesorul. Ca să fiu elev de frunte, harnic și cu sârguință, vreau să am o notă mare la materia credință. O, ce sfântă bucurie am atunci când văd în viață cum își împlinește Domnul voia Lui, sfântă, măriață. Pregătit sunt totdeauna cu caietul și penarul, căci nu știu când profesorul vine cu extemporalul. De aceea stau cu ochii ațintiți în cartea sfântă, țintă îl privesc pe Domnul ce mă binecuvântă. Vreau credința mea să fie a străbunilor de seamă, să ajung cu cei ce în slavă fii ai Domnului se cheamă. Avram, Isaac și Iacov, patriarhii din vechime, David, Moise, Iosua și a sfinților mulțime. Școala-i grea, dar din scriptură am aflat secretul vieții, mântuirea de lumină despre care au scris profeții. Cine are azi pe Fiul, are viața și lumina. În Hristos e mântuirea și nădejdea întotdeauna. Noaptea uneori întihnă când luminile se curmă. Mă gândesc puțin cu teamă la examenul din urmă, când în ziua de lumină vom pluti pe nori ca roa. Și-mi va spune învățătorul, acum treci în clasa a doua.
pe ceasul fericit. Eu vin curând la tine. Mai stai, mai sufere puțin, mai sus privirea ține. Curând scăpa vei pe deplin, tu vii curând la mine.
aștepți mereu. Omenia sa mea, scurtă e vremea, și te voi lua, tu sunt casa mea. Suferința ta se va termina, de toate vei uita. Dar știu ce-mi aștepta de-ai mea, o viața mea, dar eu îți dau răbdarea mea, o viața mea, dar eu te întăresc și te însoțesc, o viața mea, tu nu vii pe ea, vrea să te iubesc. Și te însoțesc aici pe pământ, eu prin Duhul Sfânt. Voi împlini dorința ta, o viața mea, și te voi binecuvânta, o viața mea. Eu te voi lua sus în casa mea, și eu bucura, o viața mea, de toate vei. Fica-mi-a mireasa mea, că scurtă e pe mea, voi veni și te-ai lua, tu sunt slava mea. Eu te voi lua, tu sunt casa mea, și mi-o bucura, o mireasa mea, de toate vei uita. Ascultă-mă, mireasa mea, să știi că scurtă e pe mea. Voi veni și te lua acolo în casa.
știu că ți-este tare greu și mult plângi de dorul meu, dar mult nu este draga mea, încearcă să te voi lua. Tu de toate vei uita și nu vei mai lăprima. Thank you.
știu că așteptarea e grea, dar îți dau răbdarea mea, te voi binecuvânta. La nou lucrează în via mea, până la venirea mea, și acasă te voi lua. Doamne, bunătatea ta, dar eu o văd în viața mea. Văd că lăuzerea ta zi de zi în viața mea, tu mă ții pe palma ta. Și atunci când eu sunt la greu, văd că mă ajuți mereu. Mulțumesc, o Domnul meu. Îți mulțumesc, Iisuse drag, da, pentru versuri ce mi-ai dat. De sus din cer, de slava ta, mi-ai dat pentru mireasa ta să se poată bucura. Da, prin necazuri și dureri și prin multe încercări, tu ne mângâi prin cântări. Îți mulțumesc, Iisus iubit, dar pentru că m-ai mântuit. Îți mulțumesc, Iisuse dragă, de mine te-ai îndurat, de păcate m-ai iertat. Dar eu credeam că voi muri, dar tu la mine ai venit și pe mine m-ai mântuit. Doamne, suferința mea,
Doamne, când te-am supărat, ca totdeauna m-ai iertat. Îți mulțumesc, Iisuse, dragă, totdeauna m-ai iertat, fiind veci glorificat. Îți mulțumesc, Iisuse, dragă, totdeauna m-ai iertat, fiind veci glorificat. Doamne-n bunătatea ta, dacă mă ții pe calea ta, Doamne, Tu îmi dai cântări, da, să le cânt prin adunări, pentru frați, pentru surori. Da, până la venirea Ta, voi lucra în via Ta și mă-i duce-n slava Ta. Te-am ales, fia mea,
Sure.